Deci, sărbătoarea nașterii Domnului, vreau să vă felicit cu această sfântă ocazie. Asta e începutul mântuirii neamului omenesc, când Dumnezeu ne-a izbăvit din robia păcatului, începutul mântuirii sufletelor noastre. Nașterea lui Iisus Hristos, Dumnezeu s-a pogorât pentru noi, s-a smerit, a luat chip de rob, adică chip de om, care cum omul e creat din țărână și i-a dat suflare de viață în Cartea Facerii, primele capitole, Pentateuhul lui Moise. Și să ne fie prilej de bucurie duhovnicească. În ziua de astăzi, începând din anii de când s-a progresat cu tehnologia, ne felicităm deja pe telefoane, pe video, pe TikTok, pe Instagram, pe toate prostiile de rețele. Cineva le consideră prostii, precum eu, cineva nu. Toate părerile împărțite. Ce vreau să aduc la urechile dumneavoastră prin modalitatea aceasta, prin telefon, da? Că mai înainte oamenii n-aveau telefoane. Avea numai primarul, preotul și polițistul, polițaiul. Și acum suntem fățarnici. Ce sărbători n-ar fi? Ne felicităm doar prin telefon, spunem te iubesc, ne felicităm, dar în față nu discutăm, pentru că suntem goi. Și golul ăsta nu putem să-l, deși ne stătător să-l umplem din sufletul nostru, pentru că răul nostru din suflet, cu alt rău nu putem să-l alungăm, doar prin bine, doar prin Iisus Hristos, doar prin pocăință. Nu mărturisire, ai spus păcatele la preot și te-ai dezlegat, dar prin pocăință. Pacaiani, în limba rusă, înseamnă cum caien. Pacaiani. Ai lăsat loc păcatului. Nu ca câinile care o vărsat și se întoarce la vărsătura lui. Nu mărturisire sau spovedând, da. Pocăință. Pocăința lui Petru, pocăința lui Maria Egipteanca și mulți alți sfinți aleși. Să vă fie prilej de bucurie, dragi creștini, ortodoși de pretutindeni. Sunt foarte mulți sminteli în lumea aceasta. Cum îi scris că smintele trebuie să vină, îi scris în Evanghelie. Dar vai pentru cel care vine sminteala, o să mai bine era Iisus Hristos scrie, spus în Sfintele Evanghelie că mai bine era să fie legată o piatră decât să aruncată în mare. Chiar ieri, 6 ianuarie, nici o persoană m-a dus, adică, păi vin la cafeneau, mă duc cu transport de ocazie și ne-a nimerit tot așa deștepți, teologi, hâtri. Ideea e că păi în Biblie nu scris că nașterea Domnului pe 7, asta e un show. Кто ты обсуждать чужого раба? Cum spunea Sfânta Matrona din Moscova, a zis că fiecare oiță are a sa codiță. De ce să-ți bagi în nasul între alte codiți? Este așa o vorbă frumoasă de la Sfânta Matrona. Cel mai ușor e să discuți pe alții, să-i judeci și clevetești. Dar să-ți faci o analiză proprie, să vezi cât suntem noi de mizerabili în sufletul nostru. Noi capul la cer nu l-am ridicat nici într-o mii de ani. Hai cu Doamne ajută, cu nașterea Domnului. Hristos se naște, să-L slăvim. Cu Doamne ajută. Că blăstăm, îi spunem prostii și așa mai departe. Doamne, iartă-ne și ne miluiește.